Brăila, la o înălțime de aproximativ 189 de metri, tur care a fost finalizat, cota finală a turnului a ajuns la final și urmând ca piesa pentru instalarea șeilor cablului principal să fie instalate în cel mai scurt timp. Urmând ca în cursul lunii iunie să înceapă și operațiunea de efectivă de lansarea cablului peste Dunăre, respectiv un anforaj. Nu știu care e primul, să-i dau timp să-i dau.